Superliga vă este oferită de Superbet. Imagini de pe stadionul Giulești din capitală. Astăzi înceapă primul meci al etapei a 8-a din play-off, meci între Rapid și Șepși. Primul meci al acestei etape între formațiile care sunt pe locurile 5 și 6. În imagine acum Rică Răducanu, ceva mai devreme, pentru că va fi cel care onorific va da lovitura de start. Astăzi, la 77 de ani și 2 zile, Rică Răducanu dă onorifică lovitura de start. Începe partida, este prima aceste etape extrem de importante. Celelalte meciuri a reușit să înscrie la câteva minute după ce a intrat pe teren. Ștefănescu pe stângul, dă la poartă și avem un șut bun. I-au permis lui Ștefănescu să dea la poartă. Frumos șut în două meciuri rămase aici. Ștefănescu, Junior Moraes, Ștefănescu e pe lângă. Și tot Ștefănescu este la originea acestei ocazii, ca și la precedenta, se pune bine aici, între minge și adversar. Cred că Junior Moraes și-a scos mingea până la urmă. Nu-i vine să creadă lui Ștefănescu, fazele fixe. Ștefănescu, mingea s-a dus bine aici la Rondon. Dă pe lângă poartă. Sefer e pe lângă. Multă pregătire, multe aranjamente, n-a fost chiar cea mai rea execuție, dar a trecut totuși la cel puțin un metru față de poartă. Mai bine Dumnezeu. Hands. Dar mingea rămâne în poziția Rapidului cu șutul lui Sefer. Este prima ocazie. Scoate la Matei. Evident, acolo în dreapta este Ștefănescu. Junior Moraes, centrarea este spre Rondon. Mingea sare cumva la Ispas! Iese nu foarte bine portarul moldovan. În spate scoasă la adversar. Acolo este Kate. Neinspirat. L-a depășit pe Enrico Papa. Să vedem ce obține. Un exterior aici pentru Fulșou. În centru este Dugancic. În spate Pănoiu, pe stângul Pănoiu. Primul șut la poartă. Alt stângaci, apropo. Primul șut la poartă pentru el, că cred că n-au trecut 2 minute de când a intrat. Dar pasa asta e foarte bună. Foarte bună pasa. Toată lumea probabil atentă la Dugancic. Mingea vine bine. Probabil că vede târziu mingea Niniai. Lui Dugancic. Acolo este Ioniță. Să-l vedem pe Fulșou. Scoate la Pănoiu. Șutul lui Pănoiu. Ăsta da șut. Vorbim totuși de un șut pe poartă. Foarte bună intervenția. Minge grea pentru portarul. Și acum în spate pentru Pănoiu. Pănoiu scoate din nou Nițui. Jucător al Rapidului profită și de faptul că adversarul căzuse acolo, alunecase în sfârșit pe un. Ușpițu a dat. Formidabilă și această intervenție a lui Nițui. Să-l vedem pe Lucasen, penta lui Lucasen! Este o minge care trece prin fața porții unde mai trebuia, cred eu, un Dugancic. N-a fost o minge pe care să o atingă cineva. Bine, sau dacă putea să o scoată mai în spate, aia da. Dar prea mulți de dacă. Superliga vă este oferită de Superbet.